Camera de Comerț și Industrie Prahova a fost gazda unui eveniment foarte important pentru industria județului, dar și pentru România. Kisaburo Ishii, ambasadorul Japoniei la București, a fost invitatul de onoare al întâlnirii de lucru, la care au participat figuri importante din conducerea celor doi investitori japonezi din Prahova, care activează în industria auto, dar și ministrul pentru mediul de afaceri ploieșteanul Radu Oprea, prefectul județului Mădălina Lupea, administratorul județului Fabioara Ionescu și primarul Ploieștiului Adrian Dobre. Avem deja în Prahova două exemple de companii din industria automotivă care au mulți angajați. Ele nu lucrează numai pentru România, ci exportă în toată Europa. După cum știți, Brexitul va avea loc într-un an și acum este un moment crucial pentru extinderea firmelor și strângerea relațiilor cu Regatul Unit al Marii Britanii. Acesta este un moment important nu numai pentru Prahova, ci și pentru România. Multe companii japoneze din domeniul automotiv, IT și altele se gândesc să-și extindă investițiile în România. De altfel, Japonia și România au de mulți ani un parteneriat strategic, atât economic cât și cultural și educațional. Avem o relație specială cu Japonia, avem un parteneriat strategic și atunci investițiile din zona Japoniei sunt foarte importante pentru noi, pentru că ei au un mare secret. Toate investițiile japoneze de până acum în România sunt povești de succes. Și atunci, sigur că cei mai buni ambasadori ai noștri în Japonia sunt investitorii japonezi de aici, din România, inclusiv din Parcul Industrial Ploiești și din zona Prahovei. Și atunci credem că o astfel de întâlnire cu ei pentru a avea o relație directă și a înțelege nevoile, oportunitățile, sunt extrem de importante. Există o strategie pentru a-i tenta să vină în România? Sigur că da. Există un mediu de afaceri care este extrem de prietenos astăzi în România, cu o politică structurată a Guvernului României de atragere a investițiilor. Agenția pentru Investiții Străine, care este în cadrul, care funcționează în cadrul Ministerului Mediului de Afaceri, Comerțului și Antreprenoriatului, are această menire importantă de a ține contactul cu potențialii investitori, de a le oferi toate informațiile necesare, astfel încât decizia lor să fie aceea bună, aceea de a investi în România. În România acum vor veni și alte investiții japoneze, și ne dorim foarte mult ca aceste investiții japoneze să vină în județul Prahova, investițiile deja existente din Japonia să constituie un model, un exemplu pentru cei care vor veni, adică să fie un punct de vedere și mai convingător prin care firmele noi japoneze să vină în județul Prahova, iar, bineînțeles, prin reprezentanții Ministerului Mediului de Afaceri, prin prezența domnului ministru Radu Oprea, să putem să spunem care sunt toate facilitățile pe care le oferim pentru ca aceste investiții să apară cât mai curând în județul Prahova. Care ar fi aturile județului Prahova care să-i convingă să vină aici și nu în alt județ? În primul rând, o forță de muncă specializată, despre care vorbim mereu și care, din păcate, se cam împuținează în ultimul timp. O locație excelentă, în primul rând, apropierea față de capitala țării București, față de aeroportul internațional București. O administrație foarte deschisă și foarte receptivă pentru investițiile străine în județul Prahova, un număr de parcuri industriale care pot constitui niște puncte de plecare foarte avantajoase pentru orice investiție care se face la noi. Cele două firme cu capital japonez din Parcul Industrial Ploiești au peste 7.000 de angajați, iar una dintre ele intenționează să-și extindă fabrica și să mai facă 300 de angajări.